Now, we became friends this weekend, right? Ne-am împrietenit la acest sfârșit de săptămână, nu? Praise God for that. Lăudat fie Domnul pentru asta. So it's our last topic. E ultima prezentare. You know, it's good to become friends. E bine că ne-am împrietenit acum. Before sometimes you address some health issues. E bine că ne-am împrietenit înainte să vorbim de probleme de sănătate. And talk about the refrigerator. Și să vorbim despre frigider. So when you now become angry with me, it's okay because I will fly back tomorrow. Okay? Acum dacă vă supărați pe mine, e în regulă că eu mă întorc înapoi în Germania. No, but I believe that you will not become angry with me. Dar cred că nu vă veți supăra pe mine. But even, you know, it might be challenging and we will read some quotations. Deși poate e sunt puțin mai grele, dar vom citi unele citate. But always keeping in mind that God wants to bless us. Întotdeauna cu gândul în minte că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Now we just try to fix that. Okay. Before we pray. Înainte de a ne ruga. I received a message just from a brother who attended the meeting until last night. Am primit un mesaj care a fost și el împreună de la un frate care a fost împreună cu noi până aseară, când a plecat aseară. He sent a picture also from the door outside where the sign is with my name on. Maybe you have seen this. Mi-a trimis o poză cu semnul de la poartă unde e numele meu. And he is writing. Și îmi scrie astfel. Dear brother, dragul meu frate, I had such a great time. M-am simțit foarte bine. I felt like I'm a part of the real of God's real church. Simt că sunt parte din adevărata biserică a lui Dumnezeu. And I agree. Și sunt de acord. No, I think that we can all be thankful that God has blessed us much in these few days. Cred că cu toții putem fi recunoscători pentru faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat în aceste câteva zile. Okay, let us pray. Aș vrea să ne rugăm. Our Father in heaven. Tată din cer. Once again we ask you for your presence. Din nou vrem să cerem prezența ta. That you might guide through this last presentation. Ca tu să ne călăuzești la această ultimă prezentare. We just want to talk briefly about some things. Acum vrem să vorbim pe scurt despre câteva lucruri. Some of them will not be new to us. Unele dintre ele poate nu ne sunt noi. It's good to repeat. E bine să le repetăm. Because repetition is good to build up our faith. Pentru că repetiția este bună și ne întărește credința. But there might be also some things which will challenge us and might be new. Poate vor fi și lucruri noi pentru noi care sunt o provocare. And help us, Lord, to trust you. Doamne, ajută-ne să ne încredem în tine. And we thank you in Jesus' name. Îți mulțumim în numele lui Isus. Amen. Amin. Now, please open your Bibles with me and go to Matthew chapter 4. Aș vrea să deschidem împreună Biblia în Matei 4. Now it's interesting, we know that in Matthew chapter 5. E interesant, știm că în Matei capitolul 5 we see the Sermon on the Mount. Vedem cuvântarea sau predica de pe munte. And Ellen White says that actually Jesus designed that speech for his disciples. Ellen White ne spune că de fapt Iisus îi avea în vedere pe ucenicii lui în acea predică. But he used a chance in the same time to speak to a lot of people, to a big crowd. Dar s-a folosit de acea ocazie pentru a vorbi unei mari mulțimi de oameni. And this was not because the people just were standing there and there was an accident that Jesus passed by. Și asta nu pentru că oamenii stăteau acolo și a fost doar un accident sau o întâmplare faptul că Iisus trecea pe lângă ei. But the people followed him. Ci oamenii îl urmau pe el. And this was also not an accident. De asemenea, nu a fost doar o întâmplare. But it was of the reason what is taught us in Matthew chapter 4. Motivul îl vedem în Matei 4. In verse beginning with verse 23. Începând cu versetul 23. And Jesus went about all Galilee. Iisus străbătea toată Galileea. Teaching in their synagogues. Învățând pe norod în sinagogi. And preaching the gospel of the kingdom. Propovăduind evanghelia împărăției. And healing all manner of sickness. Și tămăduind orice boală. And all manner of disease among the people. Și orice neputință care era în norod. Now see the result. Și să vedem care era rezultatul. Of the true medical missionary work. Rezultatul adevăratei lucrări misionar medicale. Of mingling with the people. A faptului că se amesteca printre oameni. And his fame.
I s-a dus vestea. Went throughout all Syria. În toată Siria. And they brought all unto him all the sick people that were taken with diverse diseases and torments. Și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri. And those which were possessed with devils. Pe cei îndrăciți. And those which were lunatics. Pe cei lunatici. And those that had the palsy, and he healed them all. Și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. Verse 25. Versetul 25. And there followed him great multitudes of people from Galilee. După el au mers multe noroade din Galileea. From Decapolis. Din Decapole. Jerusalem. Din Ierusalim. Judea. Din Iudeea. And from beyond Jordan. Și de dincolo de Iordan. Now this was not an accident that people followed him. Nu a fost doar întâmplare faptul că oamenii îl urmau. The true medical missionary work opened the door. Adevărata lucrare misionar medicală a deschis ușa. That Jesus now could give his one of his most important speeches. Încât Iisus acum a putut să prezinte unele din cele mai importante subiecte. And we know that true medical missionary work. Știm că adevărata lucrare misionar medicală. It starts with ourselves. Începe cu noi înșine. That God is calling us to be health reformers. În primul rând, Dumnezeu ne cheamă pe noi să fim reformatori ai sănătății. Not in our own strength. Dar nu prin propria putere, but living by his promises, ci trăind prin făgăduințele lui, to overcome the evil in our life, pentru a birui răul din viața noastră. When it comes to the area of health, în aspectul sănătății. And diet makes a big piece of that cake. Alimentația e o parte foarte mare din toată această ecuație. And a little bit further in the story in Matthew chapter 4. În aceeași relatare în Matei 4. Where the Holy Spirit led Jesus into the wilderness. Duhul Sfânt l-a condus pe Iisus în pustie. To be tempted by the devil. Ca să fie ispitit de diavolul. God designed the situation. Dumnezeu a prevăzut sau a îngăduit această situație. That Jesus overcame a wrong appetite. În care Iisus a biruit apetitul. Jesus denied to take something from the refrigerator of the devil. Iisus a refuzat să ia ceva din frigiderul diavolului. Or to be tempted to use his own power. Sau să fie ispitit să-și folosească propria lui putere. To bring him out of this inconvenient situation. Pentru a-l scoate din acea situație neplăcută. And so Jesus overcame appetite. Iisus a biruit apetitul. And for this he laid the foundation for us today. Și astfel a pus o temelie pentru noi astăzi. That we can have victory over appetite, ca și a wrong noi appetite. Să putem avea biruința asupra apetitului care nu e bun. Jesus started there where Adam fall. Iisus a început chiar în punctul în care a căzut Adam. It's amazing that God laid the foundation with appetite. E uimitor că Dumnezeu a pus la temelie apetitul. God knows that our character is built by how we treat also our physical nature. Dumnezeu știa că pentru noi contează și modul în care ne tratăm trupul. He's the creator, he knows exactly how body, soul and mind works together. El este creatorul și știe exact cum funcționează mintea, sufletul și trupul. So Jesus was a health reformer. Iisus a fost un reformator în sănătate. He used the health reform to reach out to people. El a folosit reforma sănătății pentru a ajunge la oameni. And he showed a life of obedience. Și a trăit o viață de ascultare. Now, at the end of the time, la sfârșitul timpului, of this great controversy, la sfârșitul acestei mari lupte, you know that verse that the Bible says, știți versetul din Biblie, that there will be a people, unde spune că va fi un popor, who keep the commandments of God, care va păzi sau care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Now, before Israel received the commandments, înainte ca Israelul să primească poruncile, in Exodus chapter 20, în Exodul 20, what happened in Exodus chapter 16? Ce s-a întâmplat în Exod 16? Do you remember that? Vă amintiți? Something rained from the heaven. A plouat cu ceva din cer. The manna. Cu mană. God brought health reform. Dumnezeu a adus reforma sănătății. Prepare their mind. Pentru a le pregăti mintea. That they could receive the law. Să poată primi legea. And this story repeated over and over again. Și această poveste s-a repetat din nou și din nou. And it's the same today. La fel este și astăzi. Here are they. Iată. Who keep the commandments of God?
Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. And here are they. Just as we read again. Revelation chapter 14. Apocalipsa 14. Sorry, it starts out with here's the patience of the saints. Începe aici este răbdarea sfinților. And keep the commandments of God. Care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Now, you might say this has nothing to do with health reform. Poate spuneți că asta nu are nimic de a face cu reforma în sănătate. God wants us just to be patient when he is coming. Dumnezeu doar vrea ca noi să fim răbdători până el vine. Now go with me to 2 Peter. Haideți să deschidem împreună în 2 Petru. 2 Peter chapter 1. 2 Petru capitolul 1. And let's read here this famous letter of Peter. Și să citim această epistolă binecunoscută a lui Petru. Verse 4. Versetul 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. That by these promises ye might be partakers of the divine nature. Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Now Jesus overcame. Iisus a biruit. And we can become partaker of that victory. Și noi putem fi părtași al acelei biruințe. Having escaped the corruption that is in the world through lust. The last part of the verse. 4. Scăpând după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Christ escaped that corruption. Dumnezeu a scăpat de această stricăciune. He wants us to escape it. Și vrea ca și noi să scăpăm. The lust of the world. De pofta lumii. The pride of life. De mândria sau lăudăroșia vieții. He wants us to escape a type of appetite which is not in harmony with him. El vrea să scăpăm de un apetit care nu este în armonie cu el. Now, verse 5. Versetul 5. And beside this, de aceea, give all diligence. Dați-vă și voi toate silințele. Now, today often we don't want to put any effort in our Christian walk. Astăzi în umblarea creștină nu prea ne place să depunem vreun efort. Giving all diligence. Dați-vă și voi toate silințele. Now add to your faith virtue. Ca să uniți cu credința voastră fapta. And to virtue knowledge. Cu fapta cunoștința. And to knowledge temperance. Cu cunoștința înfrânarea sau temperanța. Temperance patience. Cu înfrânarea răbdarea. Oops. Here's the patience of the saints. Aici este răbdarea sfinților. Now what do I need to be patient? Dar de ce am nevoie sau ce îmi trebuie ca să pot fi răbdător? If I see that I'm not a patient if I'd not have patience. Dacă observ că nu am răbdare. If I become irritated so often with my wife and my children. Dacă mă enervez foarte des pe soție, pe copii. And if I become irritated with some of my church members. Dacă mă enervez pe unii membri din biserică. God tells me. Dumnezeu îmi spune. You need to make a step back on that ladder. Trebuie să faci un pas înapoi pe scară. And do you see that point here with temperance? Și vedeți punctul de dinainte cu înfrânarea, temperanța? In order to be patient, pentru a fi răbdător, before we need to learn to have temperance. Înainte de a fi răbdător, mai întâi trebuie să învățăm să fim temperați. Because the next step is, pentru că pasul următor, patience leads to godliness. Răbdarea duce la evlavie. And godliness to brotherly kindness. Evlavia duce la dragostea de frați. And this to charity. Și asta la iubirea de oameni. The agape love. Iubirea agape. And this is the final goal which God has with his people. Acesta este obiectivul final al lui Dumnezeu pentru poporul său. We shall make the next step from Philadelphia where we once was to charity. Noi ar trebui să facem următorul pas de la Philadelphia unde am fost cândva la iubire. From brotherly love to the agape love. De la iubirea de frați la iubirea agape. But God says, dar Dumnezeu spune, you cannot have that. Că nu putem avea toate acestea. If you not have the patient. Dacă nu avem răbdarea. Which is received by temperance. Care este primită prin temperanță. Now and here's a problem. Și aici e problema. I've titled this presentation The Temperance of the 144,000. Am intitulat această prezentare sau temperanța celor 144,000. And many Christians. Mulți creștini. And some
Adventists. Și unii adventiști. They would say that this is heresy. Ar spune că asta e erezie. You know, it's not so important. Nu e chiar atât de important. It's more important that we love each other. Mai important e să ne iubim unii pe alții. And being kind to each other. Să fim buni unii cu alții. But what does the Bible say? Dar ce spune Biblia? That this true kindliness and godliness and charity. Că această bunătate, această iubire de frați, această evlavie. The true one only comes by God. Cea adevărată vine de la Dumnezeu. And is linked together. Și este legată. With the decisions which we make in the era of temperance. De deciziile pe care le luăm în aspectul alimentației, sănătății. This area is brighter than just your refrigerator. Acest subiect e mai larg decât doar frigiderul. We often overwork. Adesea muncim peste măsură. Sleep enough. Nu ne odihnim suficient. You know, every one of us knows if we don't sleep enough. Cu toții știm că dacă nu ne odihnim suficient, we are easily more irritated. Ne enervăm mult mai ușor. And so there's truth in those principles which God has given us in the area of temperance. Există foarte mult adevăr în principiile pe care Dumnezeu ni le-a dat în privința temperanței. But our refrigerator is one of the big things. Dar frigiderul e una din marile probleme. And you know, it's not, you know, when we talk about this. Când vorbim despre acest lucru. It's not to condemn somebody. Nu o facem pentru a condamna pe cineva. I'm not perfect in that area. Nici eu nu sunt perfect în această privință. But God has helped me to make many steps already. Dar Dumnezeu m-a ajutat să fac mulți pași. And I believe that if I continue, He will help me to come fully in line. Și cred că dacă voi continua, El mă va ajuta să mă aliniez pe deplin la principiile Lui. So we talk about this not to condemn, but to help. Vorbim despre acest lucru nu pentru a condamna, ci pentru a ajuta. And to encourage. Și pentru a încuraja. It might be not an issue for you. Poate pentru voi nu e o problemă. Praise God. Lăudat fie Domnul. And don't boast about that. Nu vă lăudați cu asta. But Paul says in Romans 15:1. Pavel spune în Romani 15:1. That we who are strong. Că noi care suntem puternici. Should help them who are weak. Ar trebui să-i ajutăm pe cei care sunt mai slabi. And not boast. Și nu să ne mândrim. Because it's Christ who does this in us. Pentru că Hristos este cel care face aceste lucruri în noi. Because if we struggle in another area. Dacă avem de luptat în alt aspect. We might be helpful if our brother or sister might help us. Poate ne va fi de ajutor faptul că fratele sau sora ne vine în ajutor. So, but I observe this often time. Dar observ de multe ori. Not because I'm from the food police. Nu pentru că sunt de la poliția alimentară. No, not I'm sitting not there with glasses and watching what the Adventists are doing. Nu mă pun undeva într-un colț cu niște ochelari să văd ce fac adventiștii. But one of the great evils. Dar unul din marile rele. Which Ellen White describes for this time. Pe care Ellen White îl descrie pentru aceste vremuri. Is that we are intemperate. Este faptul că ne lipsește temperanța. That we often not only overeat. Adesea mâncăm peste măsură. But she says that in between eating is a great evil. Dar de asemenea ea spune că mâncatul între mese este un rău foarte mare. Because our organs they have to work more. Pentru că organele noastre trebuie să lucreze mai mult. Hydrochloric acid needs to be poured out. Trebuie să secrete mai mult acid hidrocloric. It's more effort for the organs. Efortul e mai mare pentru organe. And you know, more blood is comes into your stomach. E trimis mai mult sânge la stomac. It's more work for the whole digestive system. Dăm de lucru mai mult întregului sistem digestiv. And this poisons your blood. Și asta ne otrăvește sângele. And your blood goes to all the organs. Sângele apoi merge la toate organele. Which gives them a hard time. Și după aceea și lor le este but also greu. It goes into your brain. Dar de asemenea ajunge la creier. And that poisoned blood caused your brain to become sleepy. Și acest sânge otrăvit face ca creierul nostru să fie somnoros. And you're not in that condition. Și nu suntem în stare. That you give service to God in a fuller sense or in a full sense. Poți sluji lui Hristos pe deplin. That's why there are statements from Ellen White. De aceea Ellen White are afirmații. Where she says that if we drink coffee. În care spune că dacă noi consumăm cafea. That we give our reasoning to Satan. Ne dăm
rațiunea, eu dăm lui Satan. Because it has a direct effect on our system. Pentru că aceasta are un efect direct asupra organismului. And she says it's idol worship. Și ea spune că asta e închinare la idoli. Now why so strong words? De ce cuvinte atât de puternice? Because we give our strength to Satan instead to God. Pentru că noi în acel moment ne dăm tăria noastră lui Satan, nu lui Dumnezeu. And we express more love. Și ne exprim avem mai multă dragoste. To the flesh instead to the spirit. Pentru fire și nu pentru duh. Now for some of us we cannot handle those statements. Unii dintre noi nu putem suporta aceste afirmații. Because they are very strong. Pentru că sunt foarte puternice. But personally for me I don't see an issue with this. Dar personal eu nu văd nicio problemă aici. Because God knows I cannot do something without him. Pentru că Hristos, Dumnezeu știe că nu pot să fac nimic fără el. Again, he just asked me, please trust me. Din nou, el îmi spune, te rog, ai încredere în mine. I will not force you. I will not take this away from you. Nu voi lua acest lucru de la tine. I will not take away your coffee machine. Nu îți voi lua aparatul de făcut cafea. I will not go to the refrigerator and take things out of this. Nu îți voi deschide frigiderul să-ți scot lucruri din el. But if you allow me. Dar dacă îmi permiți. I will change your understanding about this. Îți voi schimba gândirea, felul în care înțelegi acest lucru. And your desire. Și dorința ta. You know, when I just became a fresh Adventist. Tocmai ce mă convertisem. It was 10 years ago. Era în urmă cu 10 ani. I never heard about the health message. Atunci am auzit despre mesajul sănătății. But through one of the books of Ellen White I came to Christ. Prin una din cărțile lui Ellen White am ajuns să cunosc adevărul pe Hristos. Of course I had not read much yet from her. Desigur încă nu citisem foarte mult din scrierile ei. Just read 2 or 3 books. Citisem doar 2-3 cărți. But never heard about the health message. Până atunci nu auzisem de mesajul sănătății. But I found myself in an evangelistic meeting. Am mers la o întâlnire de evangelizare. And I remember the preacher, he was reading one of those statements from Ellen White. Mi-amintesc că predicatorul citise una din aceste afirmații. Where she says that the 144,000. O afirmație în care spunea că cei 144,000. That they will give up meat eating. Ei vor renunța la consumul de carne. And so he explained it. Și mi-a explicat. Because el a explicat. Education is important. Educația este importantă. We should not just read a statement and say you should do this. Nu ar trebui pur și simplu să citim un citat și să spunem asta trebuie să faceți. No, we should explain. Nu ar trebui să și explicăm. And help people, not condemn them. Să ajutăm oamenii, nu să-i condamnăm. So he did and then he asked us. Așa a făcut și el și apoi ne-a întrebat. Who of you would like to stand up? Care dintre voi ați vrea să vă ridicați în picioare? And make the decision to stop eating meat by God's grace. Și să luați hotărârea de a nu mai consuma carne prin harul lui Dumnezeu. And I was sitting there. Stăteam și eu acolo pe scaun. Among a few hundred people. Participau sute de oameni la întâlnire. And thinking. Și mă gândeam. I'll never meat again. Să nu mai mănânc niciodată carne. I don't understand it fully yet. Încă nu înțeleg pe deplin. But I believed in the testimony of Christ. Nu înțelegeam pe deplin, dar credeam în mărturia lui Hristos. And I said, okay. Și am spus bine. No döner anymore, no kebab anymore. Do you know what it is? Gata cu kebabul. This comes from Turkey. This okay. Yeah. Yes, all right. I was thinking, man, no döner. Fără kebab. But I said, okay, get up. Spus bine, hai să mă ridic și so eu. So I stood in front of God. M-am ridicat în fața lui Dumnezeu. And tell you, God blessed. Și vă spun că Dumnezeu m-a binecuvântat. I had never desired to go back because I made this decision. Niciodată nu mi-am dorit să mă întorc înapoi pentru că am luat o hotărâre. And you know, when I met my wife a few years later. Câțiva ani mai târziu, când am cunoscut-o pe soția mea. And God gave her a recipe for a vegan kebab. Dumnezeu i-a pus în minte o rețetă de kebab vegan. You need once to visit us. Trebuie să veniți pe la noi în vizită. It's so good. E foarte bun. Now, so God blessed the decision. Dumnezeu a binecuvântat hotărârea mea. And I believe when we read books like Counsels on Diets and Food. Când citim cărți precum Sfaturi dietă și hrană. Has some of you read this book before? A citit careva cartea aceasta? Yes, that's good. Few of you. Da, e bine. I can just encourage you to read this once again. Vă încurajez să o citiți din nou. To read this once, I mean. Sau cel puțin să o citiți măcar o dată. And even those who have read it. Și chiar și cei care au citit-o. Take some time, read it again.
Luați-vă timp să o citiți din nou. I've seen always while I was reading this book it strengthened me. It helped Eu citind această carte m-a întărit foarte mult, m-a ajutat. To stand even firmer with God in those things. M-a ajutat să fiu și mai încredințat de lucrurile de hotărâri. You know, I often see Adventists. Adesea văd adventiști. They if they go for if they see something which let's say there's some grapes or some nuts. Dacă văd niște struguri sau niște nuci. And they have just eaten 2 hours ago. Și tocmai ce au mâncat în urmă cu 2 ore. You see them how they are drawn by these those grapes. Îi vezi așa cum sunt trași către struguri. And they cannot or it could be also chips, you know, just something to eat. Chipsuri, orice ar fi, ceva de mâncat. And they're drawn by it. Sunt atrași de lucrul acela. If they could not survive if they now eat that. N-ar putea supraviețui dacă n-ar lua o bucățică. And they go, yeah, they go there and they just allow the flesh to rule. Merg înspre hrană și permit firii să domnească. And I would think that's so sad. Și m-am gândit cât de trist. Why don't you struggle with God to overcome this? De ce nu te lupți cu Dumnezeu ca El să te ajute să birui acest lucru? Some I understand some in that process they want to have victory and this is good. Înțeleg că unii sunt în proces, vor să aibă biruință și e un lucru bun. But many of us they don't walk in that spirit anymore in the spirit. Dar mulți dintre noi nu mai umblăm prin Duhul. They just allow their flesh to rule. Ci doar pur și simplu permitem firii să domnească. If it would make no difference if they just give into it or not. Și nu ar mai fi nicio diferență dacă ar ceda sau nu. And then the next moment you see, you know how their breath stings. Apoi clipa următoare le poți simți respirația urât mirositoare. Because the other food starts to rotten in the stomach. Pentru că hrana de dinainte începe să putrezească în stomac. And Ellen White talks about this that if we have a bad breath. Ellen White vorbește despre acest lucru. Ea spune că dacă avem o respirație urât mirositoare. That this is caused because of intemperance. E din cauza lipsei temperanței. And then you see this also at potluck. Vedem acest lucru și la mesele de părtășie. You know, there's one statement I have in this presentation where Ellen White says specifically on Sabbath we should eat less. Ellen White într-o afirmație spune că în special în sabat ar trebui să mâncăm mai puțin. That we are not that because of overeating then our brain is sleepy. Din cauza că mâncăm peste măsură, creierul nostru este adormit. And we might not receive that important truth. Și e posibil să nu primim adevărurile importante. Which is right now where God wanted to speak to me. Adevărul pe care Dumnezeu vrea să ne le transmită acum. And so then specifically on Sabbath we oftentimes we put a lot of food outside. În special în sabat scoatem pe masă foarte multă mâncare. And I understand, you know, we have fellowship. Înțeleg, avem părtășie. We want to enjoy the day. Vrem să ne bucurăm de acea zi. And we might want to make a pleasure to somebody else. Poate vrem să facem un lucru plăcut pentru altcineva. But it's not according to the principle of love. Dar nu e în concordanță cu principiul iubirii. It's truly a wrong understanding of love. De fapt, e o înțelegere greșită a iubirii. If you know, we should take care. Ar trebui să avem grijă. Even of our pastors. Chiar dacă pastorii noștri. You know, Ellen White, I hear this so often misquoted. Aud adesea acest citat folosit greșit. Just recently somebody came to me and said. Recent cineva a venit și mi-a spus. Yeah, but Ellen White says. Da, dar Ellen White spune. If you receive something in front of you, some food. Că dacă ți se pune mâncare în față. Which is not good, which you normally don't eat. O mâncare care nu e bună și care în mod normal nu o consumi. Don't offend the people, eat it. Nu îi supăra pe oameni și mănâncă. Now Ellen White, she writes the opposite. Ellen White scrie chiar opusul. She says specifically if pastors receive some food. Ea spune că în special dacă pastorul primește o hrană care nu e în concordanță cu reforma sănătății, he should friendly say or friendly reject the food. Ar trebui să refuze în mod prietenos mâncarea. You know, you should not say, "Are you stupid? Haven't you read Ellen White?" Nu ar trebui să spui, "Dar ce-i cu tine? Tu nu ai citit ce scrie Ellen White?" But she says you should show that you're a health reformer.
Ea spune ar trebui să-i arătați că sunteți un reformator al sănătății. I know sometimes that's not easy. Știu că uneori nu e ușor. We were in Andrea's home. Am fost acasă. And they gave us so much good food. Și ne-au dat atât de multă mâncare bună. But then at one point I need just to say I'm sorry, I need to stop. Dar la un moment dat a trebuit să spun, îmi pare rău, eu nu mai pot să mănânc. It tastes wonderful. Mâncarea e foarte bună. It's healthy. E sănătoasă. But I'm good. Dar am mâncat suficient. And so thank you. Vă mulțumesc. And specifically in situations when we have something on the table which is not according to the health reform. Și asta în special în situația în care avem ceva pe masă care nu e în conformitate cu reforma sănătății. Now, do we have a little bit more time? Mai avem puțin timp? Okay. Just let us read a few statements. Aș vrea să citim câteva afirmații. And just talk about that. Și să le comentăm puțin. Many will not receive the seal of God because they do not keep his commandments or bear the fruits of righteousness. Mulți nu vor primi sigiliul lui Dumnezeu pentru că ei nu păzesc poruncile lui și nu au roadele neprihănirii. God is calling us to be true as steel to principle. Dumnezeu ne cheamă să fim, să stăm ferm de partea principiilor, să le respectăm. Standing steadfastly against every species of corruption. Împotrivindu-ne cu tărie împotriva oricărei stricăciuni sau corupții. It is this steadfast adherence to principle. Această respectare cu fermitate a principiului. That is to distinguish those who bear the seal of the living God from those who have the mark of the beast. Îi va distinge pe cei care poartă sigiliul lui Dumnezeu de cei care poartă semnul fiarei. So God calls us to be true as steel to principle. Dumnezeu ne cheamă să fim la fel de fermi, să respectăm cu fermitate principiile la ca și fierul, again, cu aceeași tărie ca again, fierului. Sorry, again, we do not need to do this in a rough way. Nu trebuie să facem acest lucru într-un cu duritate. You know, I know that even if we do this friendly, some in the church will see us still as extremists. Chiar dacă poate o facem cu prietenie, totuși unii din biserică ne vor considera extremiști. But we can pray for them. Dar ne putem ruga pentru ei. And leave this up to God. Și să lăsăm lucrurile în mâna lui Dumnezeu. And stay friendly. Să rămânem prietenoși. Because we know that we are on the side of Daniel. Pentru că știm că suntem de aceeași parte ca și Daniel. We are on the same side of his God. Suntem în aceeași în ceata poporului lui Dumnezeu. Every individual soul. Fiecare suflet. If you would receive the seal of the living God. Dacă vrea să primească sigiliul viului Dumnezeu. Must hear the word of the Lord. Trebuie să audă cuvântul Domnului. And do it with exactitude. Și să îl împlinească cu exactitate. Every jot and every title of the word of God is to be brought into the daily practice. Fiecare iotă și fiecare cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie adus în practica de zi cu zi. And therefore self-control, autocontrolul or temperance, sau temperanța is one of the fruits of the Holy Spirit. Temperanța este una din roadele Duhului Sfânt. And if I see that I become often irritated. Dacă observ că mă enervez foarte des. It might be that I don't drink enough water. S-ar putea poate să nu consum suficientă apă. Just as simple as this. E foarte simplu. My blood is not clean. Sângele meu nu este curat. The kidneys cannot flush thoroughly through. Rinichii nu pot curăți sângele cum trebuie, nu pot curăți cum trebuie. You know, if you drink water. Dacă beți apă. You know how much percent your brain consists out of water? Știți cât la sută din creierul vostru este apă? It's 80%. 80%. So if you drink, it's like if you put. Oh no, it's open already. That would have been wrong, bad. So it's like if you put the water directly into your brain, okay? E ca și mă, să zicem că puneți apa direct în creier. So if somebody is irritated, just give him something to drink. Dacă vedeți pe cineva că e nervos, dați-i niște apă de băut. Or it might be that he, did eat in between. Sau poate persoana respectivă a mâncat între mese. So, those are easy practical things. Sunt lucruri ușoare, practice. To help us to learn or to have self-control. Care ne pot ajuta să avem autocontrol. Because it says here that self-control is the virtue of one.
Pentru că ne spune că autocontrolul este calitatea sau virtutea celui who masters his desires and passions, care își stăpânește dorințele și pasiunile, especially his sensual appetites, în special apetitul sexual. Now it's interesting sensual. That this word self-control, you know, this is from the Bible. It's not just a worldly definition. Aceasta este o definiție din Biblie, nu o definiție pe care o dă lumea. I'm sorry, I didn't study Greek. I don't know how to pronounce it correctly. Nu am studiat greacă, așa că nu aș ști cum să pronunț cuvântul corect. Enkratea, I don't know. But this word self-control, acest termen autocontrol, means that your desires and passions, especially the sensual appetites, should be mastered. Înseamnă sau vrea să se referă la faptul că dorințele și pasiunile și în special apetitul senzual trebuie să fie stăpânit. For what reason? Din ce motiv? If you remember 2 Peter chapter 1? Dacă vă amintiți 2 Petru 1? To climb up the ladder. Pentru a putea urca pe scară. And not just stop somewhere. Și nu doar să ne oprim pe o treaptă. Remember? Vă amintiți? The church in 1844? Biserica în 1844? Philadelphia. Philadelphia. Brotherly love. Iubire frățească. Wonderful. Minunat. But God says, dar Dumnezeu spune, even one level that you can reach higher to. Mai este un nivel la care poți ajunge, un nivel mai înalt. My charity, agape love. Iubirea agape, dragostea mea. And God wants to fit a people. Dumnezeu vrea să aibă un popor that they are fit for translation, care să poată fi luat la cer, that God can put his seal on, pe care, pe fruntea cărora Dumnezeu să-și poată pune sigiliul. Now I need to say this for the record. Și vreau să spun acest lucru. It's of course not just only diet. Cu siguranță nu e vorba doar despre alimentație. Some of us are going in such extremes. Unii dintre noi merg într-o extremă. That they believe they can eat their way to heaven. Încât ajung să creadă că pot, prin felul în care mănâncă, pot să ajungă la cer. You know, I'm totally in favor of health reform. Sunt cu totul pentru reforma în sănătate. And by God's grace, I live this out. Și prin harul lui Dumnezeu încerc să o trăiesc. Not just only in the area of diet. Nu doar în privința alimentației. But God has a goal for his people. Dumnezeu are un obiectiv pentru poporul său. And even if I cannot eat my way to heaven. Chiar dacă prin modul în care mă hrănesc nu prin aceasta ajung la cer. There's no righteousness in the soya powder there. În produsele din soia nu găsiți neprihănire. But I can eat my way to hell. It's the truth. Dar prin modul în care mă hrănesc pot să împavez calea spre iad. Because through a bad lifestyle, pentru că printr-un stil de viață greșit, I might not receive the working of the Holy Spirit as I should. S-ar putea să nu primesc lucrarea Duhului Sfânt așa cum ar trebui. There are few who realize the influence of the little things of life upon the development of character. Puțini sunt cei care își dau seama de influența lucrurilor mici asupra dezvoltării caracterului. And that's why the controlling power of appetite will prove the ruin of thousands. Tocmai de aceea puterea stăpânitoare a apetitului se va dovedi a fi ruina miilor de suflete. So many are in their graves. Mulți sunt în morminte astăzi. Who will not come up before the second resurrection? Care se vor trezi doar după sau la a doua înviere? Or with the second resurrection, I mean. After the 1,000 years. După cei 1000 de ani. Who lost their eternal life? Oameni care și-au pierdut viața veșnică. Because of their wrong habits. Din cauza obiceiurilor greșite. And made bad decisions. Și a deciziilor greșite. That's why we are called moderate use of things that are good and complete, abstinence from that which is harmful for the body. Tocmai de aceea ni se cere să folosim cu moderație lucrurile care sunt bune și sănătoase și care sunt bune și o abstinență totală de la ceea ce este dăunător pentru organism. You know, we can even overeat with bananas, for example. Putem mânca peste măsură și banane. Which is not good. Ceea ce nu e bine. That's why also Ellen White, for example, said that we should just eat a handful of nuts and not more. Tocmai de aceea Ellen White spune că ar trebui să mâncăm doar o mână de nuci, câteva nuci și nu mai multe. So, but God has designed his food in a way.
Dar Dumnezeu a conceput hrana în așa fel that if we partake of his refrigerator, încât dacă luăm din frigiderul lui, we never become slaves to appetite. Nu devenim niciodată robi apetitului. Has somebody of you this morning woke up? S-a trezit vreunul dintre voi azi dimineață? And was thinking? Și s-a gândit. Oh boy, when they don't have bananas for the breakfast, I will die. Dacă nu dau banane la micul dejun, o să mor. That doesn't happen. Nu prea se întâmplă asta. Even if you love bananas, chiar dacă îți plac bananele, which is absolutely fine, ceea ce e cu totul în regulă, and good, și sunt bune, but you will never become a slave to a banana. Dar niciodată nu vei deveni robul bananei. But people are dying. Dar oamenii mor. If they don't have their coffee, dacă nu au cafeaua, or chocolate, sau ciocolata, or some other things which is very spicy, for example, sau alte lucruri foarte condimentate, de exemplu, and they think they will not make it through the day if they don't eat or drink that. Și au impresia că nu o să ajungă la finalul zilei dacă nu consumă acel produs. Because they are slaves to a wrong appetite. Pentru că au ajuns robii apetitului. Christians should regard the transgressions of these laws, the health laws, as a sin against God. Creștinii ar trebui să considere că încălcarea acestor legi, adică a legilor sănătății, este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Why that? De ce? Again, because we do not serve Christ with our full power. Pentru că atunci noi nu-i slujim lui Hristos cu toată puterea. You know, it can happen once in a while that you overeat, for example. Se poate întâmpla din când în când să mănânci peste măsură, de exemplu. It not always happens because of choice. Sometimes it's just an accident that you eat a little bit too much. Nu întotdeauna e un rezultat al alegerii. Se poate întâmpla să mănânci puțin peste măsură din când în când. But God is working with us. Dar Dumnezeu lucrează cu noi. You know, I did not sleep much this week. Săptămâna asta nu prea am dormit bine. And I feel myself tired. Și mă simt obosit. And this can happen. Se mai întâmplă. But it was not on purpose this week. Dar în această săptămână nu a fost ceva programat, adică pentru că am vrut eu. I didn't went too late to bed. Nu m-am pus târziu la somn. But there were situations where I decided to work too long. Dar au fost și situații în care am hotărât să lucrez prea mult. And then I transgress God's law. Și apoi, prin aceasta am încălcat legea lui Dumnezeu. And also here, you know, there might be once in a while situation where it's okay, you know, to work a little bit longer in the night. Din când în când poate situația o cere și în regulă să lucrez puțin mai târziu seara. But that should not be a regularity. Dar asta nu ar trebui să fie un obicei acest. So, let us come in line with God's help. Să acceptăm ajutorul lui Dumnezeu. Too much eating is the sin of this age. Mâncatul peste măsură este păcatul acestui veac. So, you know, I imagine that before we continue reading, I imagine that if I would have asked you before what is the sin of this age. Acum mă gândesc așa, dacă v-aș fi întrebat înainte care este păcatul acestui veac. We would have mentioned many things. Am fi spus multe lucruri. And I don't think that they are it would be correct to mention them. Și ar fi corect să le menționăm. But actually it starts out with a wrong appetite. Dar totul începe de la apetit greșit. There's a reason why children later in their life that they have a desire to smoke or to drink alcohol. Și e un motiv pentru care copiii care înaintează în vârstă simt dorința de a consuma alcool, de a fuma. Because on the table they became used to strong spices. Pentru că la masă s-au obișnuit cu condimente puternice. And a craving which is unnatural. Și au un gust, și au format un gust nenatural, o dorință, o poftă. Almost all Seventh-day Adventists eat more than their organism needs. Aproape toți adventiștii de ziua a șaptea mănâncă mai mult decât are nevoie organismul. Now, I allowed myself to alter that, okay? Mi-am permis să modific puțin aici citatul. Spunea aproape toți oamenii mănâncă mai mult. Here's the explaining again. This too much food decays. Hrana care este peste măsură putrezește. Getting bad. Se strică. And becomes a putrefied mass. Și devine o masă putrezită. So you have poisoned yourself.
Cu alte cuvinte, te-ai otrăvit singur. If a person receives more food as the body needs. Dacă o persoană primește mai multă hrană decât are nevoie organismul. Even of wonderful Romanian tomatoes. Chiar și din roșiile românești foarte bune. Of simple quality. De o hrană de calitate simplă sau simplă. This too much becomes a burden. Ceea ce e prea mult devine o povară. The organism fights desperately against it to remove it again. Organismul luptă cu disperare ca să scape de ce era de surplus. This more work causes tiredness and sleepiness. Această lucrare în plus duce la oboseală și la somn. And some who eat all the time. Unii care mănâncă tot timpul. And I see people, they eat, I don't know how many meals, sometimes 6-7 meals they have. Am văzut oameni, nu știu câte mese, dar aveau vreo 6-7 mese pe zi. They call this tiredness hunger. Ei numesc această oboseală foame. But this hunger was caused by overexertion of the digestive system. Dar această foame a fost cauzată de supra-solicitarea sistemului digestiv. Here you see from cause to effect. Aici vedem de la cauză la efect. Then she says. Și apoi ea spune. Many eat regardless of the health laws to all times. Mulți mănâncă fără să ia seama la legile sănătății, mănâncă tot timpul. Thereby is their mind depressed. Astfel mintea lor este deprimată. How can man be enlightened by God? Cum poate omul să fie sau omul iluminat de Dumnezeu? If they are so careless in their habits. Dacă este atât de nepăsător în obiceiurile sale. And so and attentive towards what God has shown them. Și atât de neatent cu ceea ce Dumnezeu i-a descoperit. And then she's asking us a question. Și apoi ne pune o întrebare. Brethren. Fraților. Isn't it time finally? Nu este oare acum timpul? That you convert of this selfish indulgence? Să vă convertiți de aceste îngăduințe egoiste? Now the sisters they will say. Surorile acum vor spune. Have you heard this, husband? Dragul meu soț, ai auzit? She's talking about you. Vorbește despre tine. No, it belongs to all of us. Nu, este despre noi toți. You know, there's a reason why Daniel was so blessed. We just sang about Daniel before, right? E un motiv pentru care Daniel a fost atât de binecuvântat și am cântat de la început despre el. I didn't understand the text, but I guess it was something about this, right? Deși nu a înțeles versurile, și-a dat seama că era despre Daniel. So there's a reason why Daniel was so blessed. E un motiv pentru care el a fost atât de binecuvântat. Daniel chapter 1 is for a reason in the book of Daniel. For a reason. For a reason, for a good reason. Daniel chapter 1. Daniel capitolul 1 se găsește în Biblie dintr-un motiv anume. Daniel was a true health reformer. Daniel a fost un adevărat reformator al sănătății. Now, we don't read this, but the whole thing, but here again she talks about that on Sabbath we should eat less. Nu vom citi, dar din nou aici ne spune că sâmbăta ar trebui să mâncăm mai puțin. We talked about this already. Deja am vorbit despre acest lucru. By overeating you make yourself unfit to discern correctly between sacred things and ordinary things. Mâncând peste măsură, tu te descalifici să înțelegi, să discerni corect între lucrurile sfinte și lucrurile obișnuite. A sick stomach. Un stomac bolnav causes a sick state of the brain, duce la o stare bolnăvicioasă a creierului and causes some people to hold with stubbornness on wrong views. Și îi face pe unii oameni să se țină cu încăpățânare de anumite păreri, idei. Have you seen brothers and sisters in the church during Sabbath school? Ați văzut frați și surori la biserică în timpul școlii de sabat? And they say, no, 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 that's wrong. E greșit. It might be caused. Cauza s-ar putea să fie. Because of overeating. Mâncatul peste măsură. It might not always this cause, but it can. Nu întotdeauna asta e cauza, dar se poate să fie și aceasta. The alleged wisdom of such a man is foolishness before God. Așa zisa înțelepciune a acestui om este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Have you seen some of us who become so aggressive sometimes? Unii dintre noi devenim atât de agresivi uneori. Not only in their homes. Nu doar acasă. But then also they show it in the church. Și acest lucru se vede și în biserică. Now I was sometimes sitting in my local church. Au fost ocazii în care am fost în biserica locală. In my former local church. În fosta biserică locală. And there were some brothers. Și acolo erau unii frați. And it's not to talk bad about them. Asta nu înseamnă că vorbim rău despre ei. And I'm not mentioning names. Nu dau nume. But they sit there. Dar stau în biserică.
You know, you understand me, yeah? Când se așează. And then if somebody quotes something from the Bible or specifically from the spirit of prophecy, și dacă cineva citează ceva din Biblie sau un special din spiritul profetic, which they don't like, lucru pe care nu-l agrează, and they become aggressive. Și devin agresivi. I think, man, okay, it's okay if you don't can relate to this what I just said, but în regulă dacă nu înțelegeți ce spun. You know, adică we can reason together with each other. Nu știți ce spun, dar vreau să ne gândim împreună. There's no reason to fight. You know, it's no reason to fight. Acesta nu este un motiv să ne certăm, faptul că nu ești de acord. There's a way there's a way to solve that problem. E o metodă de a rezolva această problemă. But again, din nou. What was missing in the situation? Ce lipsea în această situație? Patience. Răbdarea. No temperance. Lipsa temperanței. Drink some water. Bea niște apă. No next meal for you. No potluck for you today. Tu nu poți participa la masa de părtășie astăzi. May the Lord help you as His servant. Domnul să te ajute ca slujitor al Lui. To appeal to the pastors and to awake the sleeping churches. Să faci apel la pastori și să trezești bisericile care dorm. You know, actually, the pastors should do this. De fapt, pastorii ar trebui să facă acest lucru. But many pastors, unfortunately, they fail in this area. Dar din nefericire, mulți pastori eșuează în acest domeniu, în acest aspect. As a people, we need a reform. Ca popor, noi avem nevoie de o reformă. This applies specially to pastors and teachers of the word. Acest lucru se aplică în special pastorilor și celor care învață cuvântul. Now this is not an attack now what I say. Ceea ce spun acum nu este un atac. But to be honest with you. Dar ca să fiu sincer. I cannot count to 5 times that I have seen an officially pastor teaching health reform in the church. Nu știu dacă pot număra pe degete de câte ori am auzit un pastor vorbind despre reforma sănătății în biserică. I don't know how this is in Romania here. Nu știu cum e în România. But in Germany and Netherlands. Dar în Germania, în Olanda. And other countries which I travel. Și în alte țări în care am călătorit. I've never heard a pastor or maybe not never but always never heard a pastor talking about health reform. Dar nu prea am auzit pastori care să predice despre reforma în sănătate. Because he knows if he is stepping on some toes maybe. Pentru că știe că s-ar putea să calce pe unii pe picioare, pe degete. But I believe if we do this in a loving and humble way that we can reach people. Dar cred că dacă facem acest lucru cu iubire și cu smerenie, îi putem ajuta pe oameni. Then she says. În continuare spune. I'm instructed. Am fost îndrumată to tell our preachers and union presidents, să le spun predicatorilor noștri și președințelor de uniune, your usefulness as workers of God to save souls, utilitatea voastră ca și lucrători al lui Dumnezeu de a salva suflete, depends essentially of keeping your appetite under control. Depinde în mare parte de a vă ține apetitul sub control. Gain victory over wrong appetite. Obțineți biruința asupra apetitului greșit. If you do this, dacă faceți acest lucru, your passions will be easier to keep under control. Va fi mai ușor să vă țineți sub control pasiunile. Your spiritual moral strength will increase. Veți crește în tărie morală și spirituală. You know, it's amazing that appetite caused the destruction of Sodom and Gomorrah. E uimitor faptul că apetitul a dus la distrugerea Sodomei și Gomorei. It's amazing. It started with an unnatural appetite. Totul a început de la un apetit denaturat. Which led them to be unthankful to God and caused other sins. Care i-a făcut să fie nerecunoscători față de Dumnezeu și a dus la alte păcate. So Sodom and Gomorrah, what they are famous for? Pentru ce sunt renumite cetățile Sodoma și Gomora? What specific sins? Ce păcate specifice? Sodomy. Sodomia. Of course. And other things, heterosexuality, homosexuality. Homosexualitatea. Where did it start? De unde a început? There was a guy who saw a horse and was thinking, man, that horse is sexy. A fost a început de la cineva care s-a uitat la un cal și a zis, ce cal sexy. No. Nu. It started with an unnatural appetite. Totul a început de la un apetit denaturat. Which over a few steps care după câțiva pași led to other sins, a dus la alte păcate, to the final point that you think, până în punctul, you know what I want to say, în care și știți la ce mă refer.
And this brought also Babylon to fall. De asemenea, acest lucru a dus și la căderea Babilonului. Cling in our Adventist mind. Acum în mintea noastră de adventiști. Directly connected hopefully to Revelation chapter 14. Sper că am făcut repede legătura cu Apocalipsa 14. That Babylon is fallen. A căzut Babilonul. How many people will fall at the end of time? Câți oameni vor cădea la sfârșitul timpului, nu vor fi salvați? Wrong appetite cost thousands not to be saved. Apetitul denaturat a făcut pe mii de oameni să-și piardă mântuirea. You know, we will fall with Babylon if we not stay faithful. Dacă nu rămânem credincioși, vom cădea împreună cu Babilonul. There will be people who will accept the mark of the beast because of a wrong appetite. Va fi un popor sau vor fi oameni care vor accepta semnul fiarei din cauza apetitului. Therefore, de aceea, our only hope, singura noastră speranță to gain Eden back, de a recâștiga Edenul, is by strict self-control. Este printr-un autocontrol strict. God expects from us. Dumnezeu așteaptă de la noi that we only choose to eat such food, să alegem să consumăm doar acele alimente which will bring no damage to our digestive organs, care nu vor face niciun rău organelor noastre digestive. Who will enter the gates of the city? Cine va intra pe porți în cetate? Not those who proclaim that they cannot control their appetites. Nu cei care spun că nu își pot ține sub control apetitul. So God has the strength. Dumnezeu are puterea. Christ overcame already for us. Hristos deja a biruit pentru noi. That when we allow him to take control of our refrigerator, atunci când îi permitem lui să preia controlul frigiderului nostru, and convert us, și să ne convertească. No, don't get distracted by this. This is what the devil is doing. Asta face diavolul. Lăsați câinele, nu. This happens all the time. Se întâmplă des. I'm used to that. Sunt just obișnuit. Keep your focus here. A baby is crying, a dog is plânge, know, un copil, latră un câine. Just now it's important, we're almost done. E important pentru că suntem la final acum. So God has a purpose and he has the strength to give us. Dumnezeu are un scop și are și puterea pe care să ne o dea. God does not condemn us because of a wrong appetite. Dumnezeu nu ne condamnă din cauza apetitului greșit. But he condemns us if we keep hold on to the wrong appetite. Dar ne condamnă dacă vom continua să avem acest apetit greșit. He's reaching out his hand today. Astăzi el își întinde mâna. Asking us to grasp that hand. Cerându-ne să-l prindem de mână. And live by his victory. Și să trăim prin biruința lui. Our last statement. Ultimul citat. And I want to leave you with that question. Și aș vrea să închem cu o întrebare. We will not keep tied to the Lord. Will we not keep tied to the Lord? Nu vom continua noi să rămânem aproape de Domnul? That he keeps us from all intemperance in eating and drinking. Just let us wait a second. The devil doesn't like those messages, but just take some water. Luați o gură de apă. Being patient. Să fim răbdători. We don't allow the demons to distract us now. Nu permitem demonilor să ne distragă acum. You know that Ellen White, she talks about this, that Satan is doing this. Știți că Ellen White spune că Satan încearcă sau el e cel care face asta. Will we not keep tied to the Lord? Nu vom rămâne noi aproape de Domnul? That he keeps us from all intemperance in eating and drinking? Încât el să ne păzească de orice intemperanță în mâncare și în băutură? Of all unholy perverted passions? De orice pasiune nesfântă și pervertită? And make us free from all wickedness? Și să ne elibereze de orice nelegiuire? Don't we want to humble before the Lord and remove all? Nu vrem noi să ne smerim înaintea Domnului și să renunțăm la toate? What corrupts the body and spirit? Să renunțăm la tot ce ne distruge trupul și duhul? That we gain in his fear a holy character. Pentru ca în temere de el să obținem un caracter sfânt. Now, I leave you with this question. Vreau să închei cu această întrebare. And want to encourage you to make a right decision. Și vreau să vă încurajez să luați hotărâri bune. Let us pray. Să ne rugăm. Our Father in heaven,
Tată din cer. We thank you for this message. Îți mulțumim pentru acest mesaj. Thank you, Lord, for encouraging us. Îți mulțumim că ne-ai încurajat. Because Jesus already gained the victory for us. Pentru că Isus deja a obținut biruința pentru noi. We can live by his strength and his grace. Putem trăi prin harul și prin puterea lui. May you help us, Lord. Ajută-ne, Doamne. Because you are not interested what is in our refrigerator right now. Tu nu ești interesat ce avem noi acum în frigider. But you are interested what will be in our refrigerator next week. Ci ești interesat să știi ce va fi în frigiderul nostru săptămâna viitoare. And if we strive to live by your grace. Și dacă ne dorim să trăim prin harul tău. That we also stop in between eating. Să renunțăm la a mai mânca între mese. And drinking with our meals. Să bem apă în timpul mesei. And some other counsels which you have given us. Și să respectăm alte sfaturi pe care tu ni le-ai dat. Let us be encouraged to study for ourselves. Ajută-ne să fim încurajați să studiem pentru noi personal. For example, the book Counsels on Diets and Food. Cartea Dietă și Hrană. And Father, I want to specifically pray also for our pastors. Tată, vreau să mă rog în mod specific pentru pastorii noștri. Who are called to a so high responsibility. Care sunt chemați la o care au o răspundere atât de înaltă. May you please help them that they become health reformers. Te rog, ajută și pe ei să devină reformatori ai sănătății. And that they build a united front. Și să formeze un front unit. To teach your people in those areas as well. Să învețe poporul în aceste privințe. Father, we thank you. Îți mulțumim. That all your ways are righteousness. Că toate căile tale sunt neprihănire. And that when we trust you. Și că atunci când ne încredem în tine. We can experience. Putem avea experiența. That your principles are love. Faptul că principiile tale sunt dragoste. In Jesus' name we pray. În numele lui Isus ne-am rugat. Amen. Amin.